Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. A apărut o nouă conspirație. Nu știu dacă știți. Că sunt din ce în ce mai multe în ultima vreme, aproape că nu mai putem să ținem pasul cu atâtea lucruri care sunt... Guvernul mondial are o mulțime de treabă. Uite, în sfârșit, un guvern care lucrează. Corect. Noi tot ne plângem că guvernul nostru nu face nimic, că nu știu ce, că... Băi, ăștia, guvernul mondial, frate, și au și o capacitate de coordonare uluitor. Uluitoare. Adică sunt oameni care nu sunt în stare să coordoneze, să pare unui șanț, dar guvernul mondial, frate, reușește să stăpânească tot. Acum, noua conspirație mondială este, de fapt, că industria pharma a inventat crema cu factor de protecție solară, loțiunea de plajă, cum ar veni. Da, așa. Doar ca să facă profituri. Că, de fapt, protecția asta solară, că nu e nevoie de ea. Și că e bine să stai la soare fără protecție solară. Încă o dată, deci sper că înțelege toată lumea că aici râdem de oamenii ăștia care spun așa ceva și îi criticăm. Deci dați-vă cu cremă, cu factor de protecție. Eu vă spun ce zic conspiraționiștii. Că acum, după ce s-a încheiat pandemia de COVID, și-au pierdut principalul cal de bătaie, cât o să mai țină, cât să mai aștepte și ei să crească solzi pe spate celor care s-au vaccinat. Corect. Știi că am încercat odată chestia asta, apropo de conspirația cu loțiunea de plajă. Da. Pe vremea când mă duceam la mare și cheltuiam banii de telefon, ca să zic așa, adică amânam plata telefonului ca să iau banii să mă duc la mare. Așa. Am stat vreo 3 ore, am adormit pe plajă și am stat vreo 3 ore și n-am scăpat decât cu foarte mult iaurt. Adică legenda aia a funcționat. Am ajuns la radio, trebuia să fac emisie, am făcut radio din picioare, nu puteam sta decât să mă mișcam ca un robot așa. Da. Știi, stânga de... De fapt, asta e conspirația, că ăștia din farma vor să-i omoare pe aia cu iaurt. Pe aia cu iaurt, cred că aici vor să pună lactatele pe butuci. Sunt vârste și vârste. Și eu când eram puști, stăteam mult la soare și crema pe care o foloseam maica mea, cred că era lapte mimoza sau ceva de genul ăsta, adică... Dar nu cred că e doina. Doina, da. Doina sau... Doina. Nu, era și una mimoza. Singur era doina, ori îți făceai pantofii cu el, ori cădă de ca să curezi genți poșetele. Nu mă curățai și fața genți poșete. Ca orice. De protecție solară în copilăria noastră, da, eu nu cred că exista. Da. Dar era și erau niște creme așa de... Așa e, dar și soarele avea altă putere atunci. Da. Adică erau... Să ne reamintim, când erau 35 de grade în București, o zi, două, era panică jale. Totală. Da. Da, jale. Și plus că era disciplină, adică dacă mă duceam în tabără, la mare, se mergea pe plajă la ora 7 dimineața și stătea până pe la 10 și toată lumea pleca. Și aveam acolo, cred că era sergent major sau ceva, doamna respectivă, care ordona copiii la plajă. 5 minute pe o parte, 5 minute pe o parte, 10 minute în apă, nu se trece de lanțul uman făcut de copiii mai mari, 5 minute pe o parte, 5 minute pe o altă parte, hai înapoi. Fac la umbră. Iar, dar da, când eram student și eu am adormit pe plajă, dar pe atunci mă bronzam. Acum nu mă mai bronzez, acum s-a terminat, cum îi spune, melatonina sau cum se cheamă drăcia aia. Bun. În privința conspiraționiștilor, ei susțin că vitamina D pe care o sintetizează oamenii când stau la soare ar fi atât de puternică încât te poate feri de orice boli. Deci când îți dai o cremă de protecție solară, de fapt te îmbolnăvești, nu te protejezi. Adică vedeți, conspirațiile astea pornesc la un fapt cât de cât real și îl transformă în cu totul altceva. Da, da, este adevărat că corpul omenesc sintetizează vitamina D bătut de soare, când e văzut de soare. Este adevărat că vitamina D ajută la creșterea imunității și că fără vitamina D da, scade imunitatea. Dar excesul, când stai la soare foarte mult, asta crește foarte mult riscul de cancer de piele. Da. Iar faptul că ai vitamina D suficientă nu te ferește de alte boli. Deci, vă rog eu frumos, nu vă lăsați păcăliți de conspiraționiști și ascultați în principiu oamenii de știință și specialiștii. Și nu stați la soare inutil. Uite, poate vorbim cu dermatolog zilele următoare. Nu stați la soare inutil, mai mult decât e cazul, și nu renunțați la crema cu factor de protecție. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.